Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Vremurile sunt ploioase, suntem sub ploi, însă nu mai puțin preocupați de agenda economică a țării și a Europei. Bine ați venit la Business On Air. De data aceasta avem din nou prin telefon de la Târgu Mureș pe Adrian Nemet, un observator, un comentator, un analist și nu mă feresc de acest cuvânt al situației și al cadrului economic internațional. Bună ziua, Adrian Nemet! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Te-am salutat pe tine primul pentru că ai acceptat din nou să intri în legătură directă cu noi chiar de la începutul emisiunii și îți mulțumim. Dar în studio, un invitat deopotrivă, care deopotrivă mă onorează și ne onorează aici la RFI, doamnelor și domnilor, îl avem pe domnul Panos Papanastasiu. Deci avem, iată, după rezonanță, un grec, este strateg internațional de business și pe care îl salutăm într-o primă instanță. Good afternoon, thank you for having me. And we are thanking you as well, sir. Am să-i adresez întrebările și vom vorbi practic limba noastră minunată, limba română, și am să-l traduc pe domnul Panos Papanastasiu. Câteva elemente de biografie. Are și naționalitate greacă, deci iată, discutăm la subiect cu un om care cunoaște Grecia poate mai bine decât de mulți dintre noi, dar s-a născut în Nigeria. Are o experiență vastă în lumea afacerilor, atât în Statele Unite, cât și în România. Așa că, iată perspectivele. Adrian Nemet, începem cu tine la Târgu Mureș. Care sunt evoluțiile pe, să spunem așa, agenda formală și informală în ceea ce privește Grecia? Pentru că, doamnelor și domnilor, vă reiau, tema emisiunii de astăzi este Grecia și ne ocupăm un pic mai intens de ceea ce înseamnă de capabilitățile acestei țări și în extensul al Europei de a ieși din această situație de criză sistemică. Știm, Adrian Nemet, că liderii europeni s-au întâlnit informal foarte curând. Da. Sigur. Ieri seara a avut loc summitul european informal, unde practic s-au reiterat aceleași angajamente și speranțe față de Grecia până la urmă, întrucât, dincolo de toate angajamentele de sprijin ale liderilor europeni și ale Uniunii Europene față de Grecia, e necesar ca și poporul grec, prin alegerile care vor avea loc la 17 iunie, să-și asume aceste angajamente și să-și asume planul de austeritate și nu numai, și planul de, până la urmă, de stabilitate. E un plan care presupune asumarea din partea grecilor a angajamentelor față de Uniunea Europeană contra sprijinului Uniunii Europene față de situația grea în care se află Grecia la ora actuală. Până la momentul acesta, Adrian Nemet, iată, sunt aceleași premize ale agendei de discuție. Un joc al așteptărilor, da? Vor să vadă care sunt alegerile, care e de fapt commitmentul, engagementul. Voi folosi, doamnelor și domnilor, foarte mulți termeni din zona aceasta engleză, dar Panos înțelege foarte bine limba română. Sunt însă termeni europeni deja. Deci, practic, ce a adus nou? Au discutat poate și de zona asta a eurobondurilor, de o garanție, vorbeam înainte de emisiune, Adrian, de această, poate, e limpede că și extind întrebarea, se vede o falie între abordarea franceză și cea germană? Este o, n-aș spune falie, poate că e mult spus, da, poate. Este o diferență de abordare foarte clară între abordarea germană și abordarea franceză. Abordarea germană merge pe seriozitate fiscală, chiar aș spune pe austeritate bugetară, întrucât părerea guvernului german este că e vorba de o lipsă de competitivitate la nivelul întregii Uniuni Europene în competiția globală, mai ales cu actori precum China sau India, țările BRICS. Și din partea franceză se dorește un plan cât mai îndrăznesc de relansare economică, care, bineînțeles, trebuie finanțat.
Acum, întrebarea este, dacă finanțăm un plan de relansare economică, acești bani trebuie să vină de undeva. Acești bani pot veni de la Banca Centrală Europeană, dar numai dacă Banca BCU dobândește puteri extinse față de cele pe care le are în momentul de față. Deci, practic, abordarea franceză seamănă foarte mult cu abordarea americană față de criza din care încă n-au ieșit, însă în orice caz americanii au rezultate mult mai bune până acum și au reușit totuși să aibă un pic de creștere economică tocmai prin măsuri de finanțare, măsuri de deficite mult mai mari decât cele agreate în Europa. În Europa. Adrian, ne mutăm, dăm voie să te întrerup, pentru că noi suntem, practic, și poate că agenda economică europeană și, în general, analiza pe subiectul ăsta exclude de multe ori, poate, esența. Mi-am dorit și mă bucur, odată o spun o dată în plus, suntem onorați la RFI, la Business On Air, să-l avem pe Panos Papanastasiu, care are o perspectivă, cum să spun, foarte aproape de, mai aproape decât cămașă, mai aproape cum este maieul de problemă. Panos, am să te întreb abrupt și am vorbit înainte de emisiune setând un pic contextul. Care să fie motivele, în opinia ta, și care sunt pentru acestei situații la care s-a ajuns și care țin de o fibră internă sistemică a grecului, de o atitudine față de business? De ceea ce vorbeam înainte de emisiune, te rog. Bună ziua, Dan. Bună ziua, Adrian. Hello. Bună ziua. I think that the main problem all these years in Greece has been basically an anti-business state. Cred că problema în toți acești ani a fost și este o atitudine a unui stat anti-business. It did not make things easy for entrepreneurs or for investors or for anyone who wanted to develop the private sector economy. Lucrurile n-au fost făcute ușor pentru antreprenori, pentru investitori, pentru cei care au vrut să dezvolte sectorul privat. So the result was or is one of the most closed economies in the European Union, if not the most closed one. Iar rezultatul este una din cele mai închise economii din Uniunea Europeană, dacă nu cumva cea mai închisă. And the most top heavy private public sector. Și cel mai greoi sector public de departe. Yeah. Da. Deci, iată, ne uităm, Panos Papanastasiu și Adrian Nemet, la o evoluție. Și, practic, așa s-a mers în ultimii, nu, vorbim de 30 de ani. Vorbim 30 de ani, yeah. Cel puțin. Yeah. Care este miza, așa cum o vezi tu, Panos Papanastasiu, care este miza alegerilor din 17 iunie? Miza? Miza. Care este the drive? What's the outcome? What do you? Oh, okay. Well, any one of us has a right to make predictions. So fiecare dintre noi poate face predicții. We all have our own respective crystal balls. So I will only say it from my own perspective. Deci am să spun din perspectiva proprie. Sigur, toți avem un glob de cristal propriu. My personal view is that the union of the left extremist parties, which has risen in prominence the last few weeks. Deci perspectiva mea este că această uniune a extremei stânci care ia proporții în ultimele săptămâni will run out of steam until the elections. Va rămâne fără combustibil până în buza alegerilor. And my own assumption is that the Conservative Party mea este că Partidul Conservator may become the first party at the election. Va deveni partidul dominant după alegeri. With an extremely small margin from the leftist. Cu o diferență margin, yeah. compared with the left. I would say maybe one or two points. Deci la o diferență foarte strânsă, yes. de partidul de extremă stânga, 1 sau 2 puncte procentuale. Now there is a law, an electoral law in Greece. Legea electorală din Grecia în vigoare, which gives as a bonus to the first party of the election, no matter where it is in terms of majority, care oferă un bonus partidului câștigător în alegeri, indiferent de ce procent, of 50 parliamentary seats. De 50. 50. 50 de, yeah. Locuri în Parlament.
If that happens, dacă asta se întâmplă, dacă acest lucru se va întâmpla, there may be support and key support from a small pro-business party. Se va putea, există posibilitatea obținerii un suport sau obținerii suportului unui foarte mic, înțeleg, unei formațiuni de foarte noi pro-business politice. A new pro-business party which will make it, which may make it into parliament for the first time. Care poate intra în parlament pentru prima dată, discutăm iată de un partid de pro-business. Când a fost înființat? In March. În martie. It appeared in March and it had very little funding and of course it used the social media, it used the new methods of communication and they managed to achieve 2.18% in this election, in the previous election. 2.18. Yeah. And it seems that if they make it into parliament... Deci dacă acest partid, care are deja, iată, 2,18% în câteva săptămâni folosind social media și tot ce înseamnă comunicarea... They may make it with 3-4%. Ar putea intra cu 3-4%. Pragul electoral Panos Papanastasiu în Grecia este de 3%. Yes. The threshold. The threshold to enter parliament. So they may make it with 3 or 4 or even a little bit more. Sau poate chiar un pic mai mult de 5% și tu spui, Panos, că lucrul ăsta va putea înclina balanța către un... Towards a little bit more, I would say, business-friendly environment. But... Către un mediu de afaceri, ca să spunem și asta, va înclina balanța către un mediu de afaceri mult mai prietenos cu mediul de afaceri. Suntem la Business On Air, doamnelor și domnilor. E bucurie. Music to our ears, Panastasiu. But as I said, this is only a wish list. Este vorba, practic, de o listă de dorințe. Greek governments have a tradition. Guvernele grecești au o tradiție of saying too many things and doing too little. A promite, a discuta, a arunca în dezbaterea publică foarte multe lucruri și a face foarte puțin. Sounds familiar, nu sună cunoscut. Adrian Nemeth, intrăm un pic și cu Târgu Mureș. Așa, la foarte cald, o părere. Noi am mai vorbit în ediția trecută a Business Owner, Adrian, despre alegeri și despre miza lor. Ce părere ai despre un partid pro-business care să schimbe un pic ecuația de putere? Sigur, ar fi exact ceea ce ne dorim cu toții să se întâmple în Grecia la următoarele alegeri, pentru că foarte exact cum a spus invitatul dumneavoastră, întrebarea cheie este care va fi partidul care se va plasa pe primul loc după următoarele alegeri. Pentru că e vorba de acel bonus de 50 de locuri în Parlament prevăzut de legea electorală din Grecia, bonus care dă posibilitatea unei coaliții de guvernare să iasă și să poată valida un guvern în Parlament, chiar dacă la alegeri câștigă undeva chiar ușor sub 40% din voturi. Însă, Adrian Nemeth, te întrerup iarăși, că, din păcate, suntem sub presiunea timpului. Să fie soluția, să fie politică și Panos Papanastasiu de asemenea, soluția, ne uităm, iată, spre o soluție politică izvorât, așa cum își doresc, practic, nu liderii europeni, de la poporul grec. Adică poporul votează, avem o garnitură politică și care, practic, împinge lucrurile către viitor. Adrian, crezi că, practic, sigur, soluția tot de aici este, tot de la greci? Bineînțeles. Uniunea Europeană are o cultură democratică foarte solidă și nici nu putem face abstracție de la regulile democrației. Până la urmă, mâna întinsă către Grecia trebuie să găsească acolo un partener. Astfel încât nu se poate ține Grecia în Uniunea Europeană, în zona euro mai ales, fără un angajament ferm din partea unui guvern legitim de acolo. De acolo. Și ne întoarcem la Panos Papanastasiu. Mâna întinsă către greci. We have to shake hands, we have to have an homologue, right? Right. Știu, Panos, că opinia ta, fondată de-a lungul atâtor ani, și o repet, doamnelor și domnilor, și din exteriorul Greciei, de foarte multe ori, nu, iată experiența de business, America de Nord,
Nigeria, apoi România, te-au făcut să ai o atitudine destul de critică. Eu n-am mai auzit un grec mai critic, să spunem, la adresa poporului grec. Există putere și voință în a ridica, în a întinde mâna dinspre Grecia, Panos, după alegeri, adică pentru că vorbeam înainte de faptul că există acea diferență, de exemplu, adâncesc întrebarea, tax evasion și tax avoidance, ca să spun așa, deci e vorba de evaziune fiscală și chiar ai folosit o frază foarte interesantă, every business player, fiecare om de afaceri, has the right to avoid Every individual, in fact, or fiecare, orice om, or orice corporation. Yes. E om sau corporație, sigur, yeah. Adică orice individ mai precis sau corporație, right, are dreptul, spui tu, to avoid taxes. Să avoid taxes. Yes. Încerc to să reduce să their tax bill. Da, foarte legally, frumos. Da, legally să reduce reducă contribuția la taxe într-o manieră absolut legală în interiorul prevederilor tax avoidance, unui sistem tax fiscal. Tax avoidance is a legal thing? Tax avoidance. Tax este evasion is a crime. Evaziunea fiscală este, iată, cum foarte bine știm, yeah, cu toții, este desigur un delict. So, the problem in Greece has problema been în Grecia a fost that tax evasion, evaziunea fiscală, became a devenit a national sport. A devenit un sport național, asta o spunem și noi, dacă o spui tu. And I'll tell you, the thing is this, we have a very high tax rate in Greece. Există o rată, un nivel al taxelor extrem de ridicat în Grecia. And a very inconsistent tax code. Și un cod fiscal extrem de inconsistent, de nepredictibil. Which makes it difficult for people to follow. Ce îl face foarte dificil indivizilor, dar și companiilor să-l urmeze. Makes it financially very, very difficult for corporations and even individuals. Exact. But most of all, that, there is nothing to show for it. Nu este niciun rezultat. No result, actually. So people see their money going, but they don't see where it's going. Deci oamenii își văd banii, yeah, practic, nu văd unde se cheltuiesc. The idea is that if you pay your taxes, you want to get something in return. And ideea este că dacă îți plătești taxele, and all these years, să primești ceva în schimb. The tax money, whichever tax money was collected, because much of it was not collected, whatever tax money was collected, not only from the Greeks, but also from the subsidies of the European Union, were redirected by the state, by this monster state, was redirected to its own people, meaning the unions feeding himself. Yes, yes, the unions and all the apparatchiks. Foarte bine, un cuvânt. to use a word from the old days, da. Yeah. And that's what it was. Ca să intrăm pe scurt, și Adrian Nemeth, pregătește-te pentru că vine o declarație destul de dură. Deci, ca să reiau, e vorba despre un stat care, iată, banii aceștia s-au întors cumva pentru un circuit hrănind acest mamut. Spuneai, Panos Papanastasiu, că asta practică, și ai folosit cuvântul aparatchik, te duce la faptul că, spuneai în urmă cu câțiva ani, Grecia este ultimul stat sovietic din Europa. De ce? Tocmai de asta, pentru că vorbim despre un stat supradimensionat. Well, for two reasons. Number one, the state became the enemy of the people. There was nothing statul friendly about the state. You have to, nu este prietenos. When you live bine, in a country, sigur, you have to know that the state is on your side. Când trăiești în orice stat, trebuie să simți că statul este de partea ta. When you want to go and open a small business, the state looks at you as the enemy. Când vrei să-ți deschizi o mică afacere sau orice tip de afacere, statul te privește ca pe un dușman. From day one. Din ziua 1. Yeah, so it puts you through an incredible process of bureaucracy. And many, many new companies which were supposed to be formed, many entrepreneurs, young guys, energetic graduates who wanted to do their own business in Greece, were just so disheartened by that they actually left Greece. Deci foarte mulți oameni cu care își doreau să-și adune energiile pentru a porni business-uri și pentru a face, practic, să aducă valoare adăugată în Grecia, au fost dezamăgiți și au părăsit Grecia. E și cazul tău, Panos Papanastasiu, de asta nici nu simți dorința de a investi. Foloseai o analogie foarte interesantă cu... The thing is that you asked me if I would invest in Greece and I would say not a single cent. Întrebarea a fost dacă ar investi în Grecia acum, dacă ar face un singur cent, și este un proverb, spune Panos. There is a saying that the salmon
does not lay its eggs in mud. Somonul nu-și depune micrele în noroi, cum bine știm. It goes upriver, upstream, to the cleanest, clearest water where merge, it lays its eggs. Merge în amonte, către cea mai curată parte a râului. So, Adrian Nemeth, nobody will invest in Greece, the way it is. O perspectivă, nimeni n-ar investi, spune Panos, în Grecia, așa cum este ea acum. Iată, vorbim de foarte multe ori despre greci, fără să fie ei de față, să spunem așa. Așa. Nu sună totuși straniu că e vorba totuși de un popor care, unde arta negustoriei, să spunem așa, și a comerțului pe mare s-a pus la punct. Adrian. Sigur. Grecia și poporul grec au o istorie milenară remarcabilă. Practic, democrația, gândirea rațională sunt moșteniri pe care întreaga umanitate le-a dobândit de la greci. Iată însă că o guvernare care nu este în folosul societății și a cetățeanului, până la urmă se poate ajunge ca să avem astfel de situații. Și nici a business-ului, Adrian Nemeth, pentru că vorbeam înainte de emisiune, practic, care e capabilitatea Greciei de a face comerț, să spunem? Care sunt stronghold? Și o să întreb și pe Panos. În zona comerțului extern, să spunem așa, în opinia ta, Adrian? Grecii au o mulțime de antreprenori de mare succes în lumea business-ului internațional. Foarte mulți armatori de mare succes provin din Grecia. Dincolo de asta, până la urmă, sectorul turismului în Grecia este un sector foarte important, care are potențial. Însă, într-adevăr, așa cum invitatul dumneavoastră spune, este nevoie de crearea unui mediu propice afacerilor în acea țară, în așa fel încât întreprinzătorii să fie încurajați și să investească și să-și plătească taxele în mod legal, în așa fel încât să nu se simtă sufocați. E foarte bună remarca cum că a evita o taxare excesivă este un lucru firesc și pe care fiecare întreprinzător îl urmărește, sau a face evaziune fiscală este cu totul altceva. Deci, până la urmă, statul trebuie să fie partenerul comunității de afaceri și nu numai a comunității de afaceri, și a cetățenilor, pentru că în acest fel, prin crearea unui mediu propice afacerilor, se poate urmări cel mai eficient binele comun. Da, mă uit, Adrian Nemeth, nu pot să nu fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă la noi, pentru că suntem parte din familia comună europeană, însă există un risc mare de contagiune. Și sigur, acum nu mă uit doar către estul Europei, dar sunt țări care poate și sigur se clatină, cum sunt Portugalia, cum Spania are de asemenea probleme. Despre riscul de contagiune, ce spui? Sigur, e cât se poate de real. Însă, părerea mea e că și Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană se gândesc foarte serios, chiar dacă nu se dau publicități, se gândesc foarte serios la scenarii pesimiste în care, până la urmă, toate mecanismele nou create, zidul, firewall-ul, zidul acesta de foc de care vorbeam la începutul emisiunii, de protecție. Care a fost pus la punct tocmai pentru evitarea contagiunii. Asta nu înseamnă că euro, să zicem, față de dolar, nu, în cazul unei părăsiri a Greciei a zonei euro, ar suferi. Nu înseamnă că euro n-ar urma să scadă față de dolar, însă eu sunt sigur că aceste scenarii au fost deja luate în calcul și există niște planuri de rezervă la nivelul conducerii Uniunii Europene.
Bun, planuri de rezervă, Panos Papanastasiu, din experiența americană pe care o ai în lumea top business-ului, crezi că putem învăța ceva în ceea ce privește, pentru că vorbim, iată, în termeni europeni, de lipsa de competitivitate. Și tu ai văzut acolo, la fața locului, you have seen, actually, you have experienced, you have worked in a very dynamic environment. Ai lucrat într-un domeniu foarte dinamic și foarte activ. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, grecii și, în general, omul de afaceri grec este foarte temerar. Going forward. Yeah. Dacă Grecia... Ne uităm la scenariu și pe finalul de emisiune mai avem 2 minute. Te rog să ne gândim, the Crystal Globe, Grecia iese din zona euro. Dark scenario. Scenariul negru. Partidul, practic, coaliția conservatori și partidul... pro-business guvernează Grecia, cum arată lumea în anii următori? Only if they apply what they say they will apply. Deci, It's simple. Deci trebuie să-și urmeze acel program de guvernare. Execute the program of reform. Regardless of exiting the eurozone. if they exit the euro, they will have to do a lot more than that. Deci asta era, de fapt, întrebarea. Because they will have to do it on their own. Dacă iese, deci rămânerea în zona euro, Panos Papanastasiu, crezi că este vitală pentru strictețea, for the righteousness of they will not be able program. To do it. I doubt it very much. If they stay in the euro, they will have the support of the European Union and the eurozone, the euro currency. Deci rămânerea în zona euro înseamnă suport. But they have to develop. Eurozonei, they have to reform. Trebuie să apară dezvoltări, reforme și schimbări de durată. Doamnelor și domnilor, pe nota aceasta încheiem ediția de astăzi a emisiunii care ar putea continua la nesfârșit. Panos Papanastasiu, International Business Strategist, în studio la București, RFI, prin telefon, Adrian Nemet de la Târgu Mureș. Îți mulțumim mult, Adrian Nemet. Mulțumesc eu. Pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom reîntâlni într-o formulă, pentru că, iată, agenda este extrem de furtunoasă. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire la Business On Air și joia viitoare. Rămâneți pe RFI, urmează știrile orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel.